Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am găsit la Flash Mondeni. E luni, am început o nouă săptămână cu forțe proaspete și voie bună, se vede, nu? Vai de mine, vai de mine, dar de unde? De unde atâta voie bună pe tine, Diana? Păi te rog. Cum, de unde, de unde? Așa sunt eu lunea, da? De fapt nu doar lunea, sunt plină de energie de luni până vineri. Stai puțin, stai puțin. Eu credeam că lunea este cea mai grea zi. Se și spune în popor că lunea nici iarba nu crește. Da. Dar nu, știi câte iarbă avem în curte? Avem, da. E plin de iarbă. Păi să ne apucăm de cosit. Mergem după emisiune. Mai glumim, da, și noi. Glumim, așa este, glumim și noi. Și încerc să te mai domolesc puțin. Da, deci... E mai bine așa, să nu fim, știi, cu atât de multă energie chiar la început de săptămână. Hai, o luăm mai încet. O luăm mai ușor. Și chiar dacă unii dintre dumneavoastră poate au avut o zi mai grea, noi suntem aici să vă bine dispunem. Mm-hmm. V-am pregătit subiecte unul și unul. Așa este. Hai să vedem cele mai importante titluri. A fost nuntă împărătească în lumea fotbalului. Maria Iordănescu s-a căsătorit, iar nașii a fost Gigi Becali. Vedem imagini fabuloase imediat. Așa mamă, așa fiică. Paris Hilton are de unde moșteni obsesia pentru haine scumpe. Intrăm într-unul dintre cele mai luxoase dressing-uri din lume în câteva momente la Flash Mondays. Divorț șocant la Hollywood. Tori Spelling și Dean McDermott îi spun adio după mai bine de 15 ani de căsnicie. Află motivul imediat. Aoleu, ce să mă fac, Doamne, eu? Aoleu, se mărită. Ce-i cove? Cine s-a mai măritat? Cum ce am? Ce cu tine, ce te-a apucat? Mă apucă cântatul când am o veste atât de importantă de dat. Da. Ia să vedem. Colega noastră, Maria Iordănescu, s-a căsătorit. Da, 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 așa este, Maria, colega noastră extrem de frumoasă. Prezentatoarea știrilor Focus Sport a fost o mireasă superbă. Da. Iar tatăl ei, Angel Iordănescu, a fost superb și mai emoționat ca oricând. Era normal să fie neapuiu emoționat, normal. Să poate așa. Bine, nici nașul Gigi Becali n-a scăpat de emoții. Ca o prințesă. Așa a ajuns la starea civilă Maria Iordănescu. Într-o mașină atipică, mireasa a venit cu cel ce urma să-i devină soț. În aplauzele celor dragi, și-a îmbrățișat părinții, nașii, iar nodul din gât a fost acolo. Era extrem de emoționată. Emoții. Da, cred că se vede, nu? Cum a fost dimineața asta? E liniștită până în momentul în care m-am urcat în mașină să vin spre starea civilă. Te-ai așteptat momentul ăsta? Cred că ca orice femeie o viață, nu? O viață. Maria a fost o mireasă superbă, rochia bine aleasă, pantofii cu toc înalt și delicați au pus-o în evidență, iar accesoriul de pe cap i-a dat un aer aristocrat. Toată lumea o privea cu admirație, ea însă avea ochi doar pentru viitorul ei soț, cu care a pășit la braț în fața ofițerului de stare civilă. Alors, Măgureanu, de bună voie și nesiliți de nimeni. Ei un căsătorie pe Maria Iordănescu? Da, cum să nu? Mai tare! Care? Da! Spune ui! Maria Iordănescu, de bună voie și nesilită de nimeni. Ei un căsătorie pe Teodor Măgureanu? Da. Și cu acest da, spus din inimă, cei doi au devenit soț și soție. Lângă ei a stat nașul Gigi Becali. A fost naș de multe ori la viața lui, dar acum parcă totul a fost diferit. Pe Maria o cunoaște de mică. I-am dat sfat așa, eu știu eu ceva. Cel mai bine știe Hristos decât care a făcut cerul și pământul. Și atunci le-am zis, vreți? Duminica două ore la biserică și face Hristos toate. Și așa îi răspund la toți. Păi dacă Dumnezeu ne-a dat o săptămână de 168 de ore.
două ore, zice, sunt ale mele duminica. Nu te duci la el două ore, alea fur de la Dumnezeu. Că dacă tu fur de la Dumnezeu, după aia cum să dormi tu noaptea? E depresive, că zice, domnule, am depresie, n-ai mă depresie. Tu, pentru că nu te duci duminica la Dumnezeu două ore, la Hristos, atunci dracii bagă gândul în cap și nu mai dormi. Acum vrea să se întâlnească cu Fini la biserică și nici nu concepe că nu va fi așa. Cel mai emoționat dintre toți a fost însă tatăl Miresei. Cum a fost ziua de azi? Cu multă emoție. Am început încă de dimineață. Pentru noi este o zi de excepție. Atunci când ești tată socru, sau socru mic, mai bine zis, ai emoții și mai mari. Te desparți, de fapt, de fetița pe care ai vrut întotdeauna să o ai lângă tine. Comoda nu e de glumă și dacă ceva se poartă, nu înseamnă că stă și bine. Cine a gafat la un eveniment monden, vedem imediat la rubrica Așa da, așa nu, unde Cornel are o invitată surpriză. Draga mea Diana, am o curiozitate și trebuie neapărat să mi-o satisfac. Te rog eu frumos, spune-mi și mie, cum vi se declanșează vouă, femeilor, așa, pasiunea asta pentru haine? Mai și speriat. Cum mi se declanșează? Păi foarte natural, e foarte simplu. Nu trebuie să se declanșeze nimic. Păi bine, ok, dacă e tot atât natural, cum putem opri acest fenomen natural? Nu trebuie să oprim. De ce să nu oprim? Păi de ce să oprim? Păi nu, voi femeile pur și simplu vă transformați când vine vorba de shopping și niciun robinet la carduri nu poate fi oprit. Dragul meu, eu zic să nu mai insiști, nici măcar să încerci să oprești un robinet, pentru că degeaba o faci. Doamnelor, eu zic să discutăm între noi. Haideți să vă duc într-unul dintre cele mai luxoase dressing-uri din lume. Mergem în casa fetelor Hilton, acolo unde mama lui Paris și Nikki Hilton ne arată cele mai valoroase piese vestimentare. Normal, abia aștept, așa de curios sunt. Vezi. Mergem acolo ca să vă vină și alte idei de cheltuit banii. Exact. Și nu mai avem deloc. Collection of a lot of things that I wear, and when I walk into the closet, they're old friends. Trei femei superbe, trei femei bogate, trei femei împătimite ale modei și care cheltuie banii fără discernământ. Yes. Okay, great. We would love it. Perfect. Sunt obișnuite în lux, sunt obișnuite să nu-și refuze nimic și toate sunt la fel. Trei femei superbe, trei dressing-uri de invidiat și cumva tot al mamei este cel mai bun. Play. I don't even pack that much stuff because I know I have all of this at my disposal. Sunt actiate după pantofi, rochi, sclipici, cristale, diamante, haine strălucitoare și musai, toate trebuie să fie după ultima modă. First, and she was going nuts. She was usually I would say something like that, look, we can just share it, but this is so special, we all wanted to have our own. It goes with everything. It's gorgeous. So gorgeous. Își schimbă gusturile precum vântul, precum moda, precum tendințele. Nu fac rabați de la nimic, chiar pentru o simplă pereche de pantofi care nu le-ar lipsi în mod deosebit. Scot din buzunar mii de euro. If you were to ask me 10 years ago what's the one thing you would not be caught dead in, I would say kitten heels. Right. But now, I love them. Very chic. And I wear them all the time. Paris și Nikki sunt disperate să arate ca și desprinse de pe coperta revistelor de modă, însă au avut pe cine să moștenească. Mama lor e și mai chic. My most special pieces that my husband bought me in Paris, I want to say maybe 20 years, I was going to say 20,000 years, 20 years ago. 20,000. And it's called the Carousel. And these are all, everything's hand done. Și nu e singura piesă scumpă din dressing-ul impresionant. This is an Yves Saint Laurent cape. We bought that in Paris together. We bought that in Paris together, Nikki and I. And I, for 3 days, was like, am I going to do this? Am I going to do this? And I justified it. I don't wear fur. And this is something I can use forever. Forever. And fireworks. It's like fireworks, and I thought also the girls would probably want to borrow that, right? Dacă ar vinde tot ce au prin dulapuri, fetele Hilton ar întoarce banii cu lopata și cel mai sigur, tot haine și-ar cumpăra. Lume, lume, atențiune! Jos fustița, sus rochița, ia pantoful și bundița, că te-ai îmbrăcat ca o... zeiță! Pizza! Aaaa!
Da, da, cu moda nu e de glumă nu și este. Nu întotdeauna ce se poartă și vine bine. Cornel vine chiar acum cu o nouă lecție de stil la rubrica Așa da, așa nu. Mm-hmm. Bună seara, Cornel! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit la rubrica Așa da, așa nu. Și astăzi trebuie să vedem cine s-a îmbrăcat bine, cine s-a îmbrăcat rău, dar până atunci am o invitată cu totul și cu totul specială, o prietenă dragă sufletului meu, nimeni altă decât tobele, Roxana Ionescu! Hai. Bună seara, ce Mulțumesc faci? Mulțumesc mult, bună seara! Așa prezentare frumoasă, m-ai făcut curioasă cine e invitat, știi, prietenă? Da. Eram eu curioasă, nu îmi dădeam seama despre mine. Nu-i vorba. Păi nu foarte ne cunoaștem frumos. Noi de atâția ani. Mulțumesc pentru prezentare, sunt foarte mare fericită drag. Că am ajuns aici și abia aștept să văd ce comentăm. Și să știi că o să avem niște ținute spectaculoase, trebuie să dăm notele care trebuie. Doamne, aș abia aștept. Ei bine, doamnelor și domnilor, au început să se organizeze din nou binecunoscutele petreceri ale revistelor, iar vedetele sunt foarte fericite deoarece acceptă provocările acestora în ceea ce privește dress code-ul. Ei bine, chiar dacă o să analizăm ținutele unei petreceri care a avut loc cu ceva timp în urmă, v-am mai spus eu, nu vă culcați pe o ureche, pentru că nu se știe când intrați în colimatorul rubricii Așa da, așa nu. De această dată, vedetele au avut ca reper vestimentar Urban Party, iar prima pe lista noastră este Ilinca Vandici, care a ales galben auriu pentru ținuta ei, ținuta unei case de modă din Italia, în valoare de aproximativ 200 de euro. A preferat să o accesorizeze cu o curea, sandale și o pereche de cercei mari. Primește așa da sau așa nu? Ilinca, să știi că ai spus acolo 200 de euro. Mie îmi place foarte mult rochița. Putea să fie și 100. Și 100, da. Ilinca arată foarte bine, rochița îi vine foarte bine, a accesorizat-o foarte la bine. La fel de bine? Și eu îi dau un așa da. Păr machiaj, cum ți se pare? Îmi place noul stil al Ilincăi. Așa mai natural. Corect. Recunosc, nu foarte încărcat. Nu foarte încărcat. Recunosc că mai de mult și, na, suntem prietene, e ok, chiar dacă o să aud asta. Nu-mi plăceau mie buclele alea, dar acum... jos pălării, îmi place. Așa da. Da, așa da. Și mie place ținuta. Recunosc că am intrat puțin pe site-ul designerului și varianta oficială era cu acele bretele legate ca o fundiță în jurul taliei și care curgeau, dar și cum a accesorizat ea, a ales acest outfit. Ingenioasă. Îmi place foarte, exact, foarte mult. Cumva a scos din ținuta oficială, a refăcut-o, plus că a pus și cureaua acolo, drept urmare, și din partea mea primește un așa da. Mergem mai departe cu Nicole Sherry, care în ciuda faptului că mai are puțin până să nască, ea nu ratează aceste petreceri și foarte bine și face. De această dată a ales un lung lejer suficient cât să primească un așa da? Sau te mai gândești? Mai gândesc un pic. Ea este o dulceață de fată, cum este și numele. Corect. Și cum este și îmbrăcată acum. Este foarte dulce pentru gustul meu. Mă deranjează foarte tare pantofii. Nu știu dacă spun vreo prostie sau nu, dar chiar mă deranjează vizual. Știu că acum se poartă exagerat de mult combinația asta de culori turbate, le spun eu. Fosforescente și așa. Cu acele gentuțe eu nu mai pot. Nu mai... Nu, așa. E cum... ea este într-o perioadă foarte frumoasă a vieții ei, este, așa se și îmbracă. Dar nu o să-i dau un așa da. Primește așa nu. Da. Mi se pare că se întâmplă prea mult acolo. Exact. Avem acei saboți care sunt de un fosforescent, dar o nuanță puternică. Rochița care este de un verde fosforescent, dar altă nuanță de fapt. Avem acel sacou roz, la fel de fosforescent. Și geanta, avem trei culori acolo, mă rog, două cu... trei cu două nuanțe diferite. Sunt două, n-are, sunt deci, trei, clar. E ceva ne la locul său acolo. Nu m-ar fi deranjat dacă Rocky ar fi avut exact aceeași nuanță cu saboții și cumva am fi avut ceva unitar acolo, dar n-aș mai fi pus deloc geanta, care n-are nicio legătură cu nimic ce se întâmplă acolo în ținută. În rest, păr machiaj foarte bun, dar da, ținuta, înțeleg, vrea să fie lejeră, este însărcinată, dar sunt atât de multe opțiuni și pentru corect femeile însărcinate, corect, încât
și din partea mea primește un așa nu. Pare rău? În schimb, Odniela a spus da invitației organizatorilor și s-a pregătit de dans. Cum ți se pare acest lucru? Eu spun da. Îmi place enorm. Sunt obsedată de obiectele vestimentare din piele. Am ținut morțiși, și am ținut morțiși să vin cu această gecuță la tine în emisiune, chiar dacă recunosc că mi-este puțin cald, dar... Da, ținuta e spectaculoasă. Îmi place foarte mult corsetul ăla. Este senzațional. Îmi place modelul jachetei și fusta și părul și tot. Nu, îmi place de ea. Îmi place și cum arată. Per total, stai un pic să vă cearem picioare. Ceva să aboți. Da. Nu, îmi place. Așa, așa da. Nu sunt fan sabos, recunosc. Nici eu, dar... aș fi vrut poate niște sandale sau un stiletto. Dar n-ai ce face acum, în această perioadă. Nu știi cu ce să te calci. Nu, nici n-ai de unde să te încalți. Îți recunosc. Dar dacă vrei să fii de modă veche, știi, din colecția de anul trecut. Și asta e sau, dar că casele de modă, așa, să știi că sunt pregătite cu colecțiile noi. Îmi place și mie foarte mult. Bustier arată spectaculos. Pentru că am văzut la edițiile precedente bustiere care erau cu două numere mai mari și nu. Arată foarte bine, îmi place. Nuanța aceasta de bej cumva spre verde care îi pune în evidență părul, machiajul, e spectaculos. Corpul, pielea. Dar în schimb mă deranjează puțin saboții, dar nu atât de mult încât să-i dau un așa nu, drept urmare și din partea mea primește un așa da. Haide. Și încheiem cu Andreea Bănică, care este o prezență de neratat la aceste petreceri, deoarece știm cu toții că îi place să petreacă și să socializeze. Reveni la outfit-ul ei, ce poți să-mi spui dacă a combinat bine sau nu toate aceste elemente încât să primească așa, da? Sau nu? Nu. Nu. Am și eu, îmi plac cămășuțele astea cu puf, așa mă duc puțin în zona aia de... romantic, da, boem. Romantic, boem, că nu vreau, mulțumesc. Boem, se vede că ești prietenă. Dar... și da, poți să le combini cu jeans, dar nu așa. În culoarea este foarte stridentă. Aș fi văzut o altfel de nuanță. Rujul roz pe buze. Nu acum. Ea este o frumusețe mai Barbie, că este frumusețea aia. Dar sunt sigură că dacă își schimba nuanța rujului era la... Era mai bine. Așa, nu îmi plac acolo combinațiile alea de beige cu alb, cu... se vedea mai bine în poza cealaltă. Nu. Este relaxată, în ținută, dar nu este corect. Nu este asortată de eveniment. Deci așa? Așa, nu. Și din partea mea primește un așa nu și vă spun și de ce. Avem acel albastru de la cămașă care este extrem de puternic, cu acei blugi albaștri foarte spălați, foarte deschiși la culoare. Deja acolo avem un contrast mult prea puternic care nu și are rostul. Că nu mai pun cureaua și nu mai pun și geanta și brand. Deja brandul, că ne-am săturat de acel model de geantă. Nu mai pun și blondul, nu mai pun și rujul de buze, că toate, adică luate separat arată da, foarte bine fiecare element. Exact, exact. Dar puse toate împreună cu rujul, cu cămașa, cu blugi, ceva nu se mai potrivește acolo și cu cercei. E foarte deranjant. Foarte mult. Toată această combinație de turmare și din partea mea primește un așa nu. Dar tu primești un așa da, pentru că ai fost alături de mine în această seară și te-ai descurcat de minune. Și tu primești un așa da, pentru că de fiecare dată când ne vedem, să știți că în orice situație mă întâlnesc cu Cornelia, el este ca din țiplă. Dar să știi că ne mai vedem, ne vedem la următoarea rubrică așa da, așa nu. Abia aștept. Perfect. Doamnelor și domnilor, atât din platoul așa da, așa nu. V-am pupat! Divorț șocant la Hollywood, Tori Spelling și Dean McDermott își spun adio după mai bine de 15 ani de căsnicie. Tori pur și simplu nu-l mai suportă. Motivul este șocant și nemai întâlnit. Îl aflăm și noi după câteva minute de publicitate. Rămâneți cu noi! Am revenit, urmăriți Flash Monden. Divorț șocant la Hollywood, Tori Spelling și Dean McDermott au decis să pună capăt unei căsnicii de peste 15 ani. Da, da. Și o fi apucat. Motivul este unul destul de rar întâlnit, aș putea spune, pentru că de data asta nu vorbim despre infidelitate, ci despre, atenție, dependența lui de sex. Aoleu, adică
sărac. Acum o înțeleg. A și plecat o vreme din țară. Cred că s-a dus la țară, nu? Bine că n-a plecat la țară, știi că mai... Na. Ideea e că a renunțat cu totul la verighetă. Nu știu dacă toate doamnele vor asta. Când partenerul vrea prea mult, nu mai înțeleg. Hai să vedem materialul. Să nu ne afundăm. Da. Spelling și Dean McDermott formează un cuplu de mai bine de 15 ani. Mariajul lor a fost unul cu năbădăi încă de la început și puțini au fost cei care le dădeau șanse mari de a ajunge împreună la bătrânețe. Cu toate că mereu pluteau conflictele în casa lor, Tori și Dean au acum 4 copii, iar cel mai mic dintre ei a fost cel despre care actrița a declarat că a venit fix ca relația cu soțul ei să renască. O vreme totul a fost bine și frumos, însă trecutul nu a putut fi șters cu buretele niciodată. Dean McDermott n-a fost el chiar ușă de biserică, s-a ținut cu infidelitate de mână ani de zile și chiar i-a mărturisit soției că a înșelat-o atât cu femei cât și cu bărbați. Tori Spelling a sperat mereu că soțul ei se va schimba, că se va domoli, că se va transforma în acel cap de familie și bărbat pe care l-a visat mereu. Însă, acum la cei 48 de ani, a ajuns la capătul răbdării. A și părăsit Statele Unite. Acum se află în Malta pentru un proiect, iar la întoarcere e hotărâtă să divorțeze. Călătoria este pentru serviciu, dar Tori chiar avea nevoie să scape de Dean. Scandalurile au ajuns în casa lor ceva obișnuit, iar frustrările sunt imense. De data aceasta, nu infidelitatea i-a pus capacul actriței, ci apucăturile soțului. Eu și Dean am terminat de vreo 3 luni. Spre meritul lor, au încercat, dar dependența sexuală lui Dean a devenit prea mare pentru Tori. Nu a înșelat absolut, dar vrea doar sex tot timpul. Relația lor n-a fost una roz niciodată și nici acum nu e o premieră în faptul că Tori Spelling renunță la verighetă. În urmă cu câțiva ani a scos-o din nou și chiar l-a dat afară din dormitor. Cu timpul însă a cedat și și-au mai dat o șansă, dar în sufletul lui Tori, frica de eșec a existat mereu. Cea mai mare teamă a mea în relația noastră a fost că el mă va înșela. Așa că atunci când s-a întâmplat, am spus, vezi, m-am gândit întotdeauna din prima zi că o să mă înșele. Și nu era vorba despre el, ci despre mine. Mi-am spus, bine, știu că nu sunt suficient de bună. Așa am simțit despre mine și într-o zi își va da seama de asta și va găsi pe altcineva. Acum, Tori Spelling vrea să se concentreze mai mult pe carieră și pe viitorul copiilor ei. Da, ce să zic, și cu bărbați și cu femei, el, nu știu. Ma, adevărul e că nu e de glumit. Da, este cam o, rău. Boală sau afecțiune, nu știu cum se... Da, e ceva rău. E ceva, ceva rău. Mă rog, da, uite că se pot întâmpla. Noroc a plecat, săracă. Nu știu dacă se mai întoarce, dar nu cred că se mai întoarce. Că el nu cred că își revine, în fine. În fine, da. Dar noi ne revenim până mâine, asta, de la atâta șoc, nu? Asta cu siguranță. Ne revedem și mâine, tot de la 19:30, aici la Flash Monden. O seară minunată. Toate bune.